La nivel oficial și public, nu este loc de împăcare între Andrian Candu, președintele Parlamentului și șeful statului Igor Dodon. După declarațiile cu privire la introducerea unui referendum cu privire la interzicerea traseismului politic făcută de Dodon după ședința de ieri a PSRM, Candu l-a acuzat pe acesta că el însuși este un exemplu al migrației politice, calificând intenția socialiștilor ca fiind una cinică, iar o eventuală demitere a acestuia este tot mai aproape. Cinică, deoarece dumnealui este singur migrant și un traseist politic, plecând din Partidul Comuniștilor, în Partidul Socialiștilor, dând într-o parte fosta conducere a Partidului Socialiștilor, asumându-și conducerea unui nou partid. Eu poate aș putea vorbi despre astfel de idei, deoarece în istoria mea niciodată n-am trecut de la un partid la altul. Dar în cazul lui, haide să fim serioși. Eu pot să am opinia mea personală, care presupune că, sau care am menționat-o și eu de câteva ori, că probabil paharul se umple deja de răbdare și nu doar de răbdare politică, dar și de tolerarea unor încălcări a Constituției. În timp ce boicotul PCRM cu privire la referendumul convocat simultan cu ziua alegerilor nu i-a surprins pe democrați, decizia socialiștilor este una amuzantă, spune Candu. Decizia Partidului Comuniștilor era așteptată, fiindcă cunoșteam poziția liderilor acestui partid, că nu sunt de acord nici cu subiectul și nici cu organizarea referendumului. În schimb, mă amuză, într-un fel, decizia Partidului Socialiștilor, deoarece, din câte cunoaștem, și conducerea acestui partid susținea ideea de reducerea numărului deputaților în Parlament. Amintim că un referendum consultativ pe tema reducerii numărului de deputați de la 101 la 61, convocat simultan în ziua scrutinului parlamentar de pe 24 februarie, a fost un proiect de lege propus de PD și votat pe ultima sută de metri.